Casa Tineretului, de când a fost construită, din 1976, a fost un loc al tinerilor. Un loc al tinerilor care și astăzi, după cum se vede, este plin de tineri, plin de studenți, care vin să-și arate activitatea, să-și arate realizările din ultimul an și să arate cum își doresc ca România să fie în următoarea perioadă.